Bună seara, Marian! Bună, Iuliana! Bună seara, surioară! Avem un subiect, să vedem cum îi facem față, destul de dur. Despre radicalism. Radicalismul egoului, de fapt, și versus acceptare sau care ar fi îngăduință. Da, îngăduință, da. Îngăduință, da. Radicalismul e ceva de genul ori ești cu mine, ori ești împotriva mea. Cam așa dă. Și da, mi se pare că e, cum să zic, una din cele mai mari bube ale egoului, pentru că se lasă așa cu trântit de uși, cu nu mai vreau să aud de nimic. Da. Dar e bine și așa, pentru că e o lecție foarte, foarte prețioasă. Da. Tu te-ai întâlnit cu radicalismul în viața ta. Sigur. Dar tu l-ai practicat? Foarte mult timp. Da. Da, l-am practicat chiar cu mare bucurie. Cumva, îmi amintesc. Da. Eram prins în mecanismul ăsta, dar acum îmi dau seama de ce. Radicalismul are o formă de mândrie în spate, de superioritate și vine și dintr-o luptă continuă cu exteriorul. Deci cu toți care vin spre tine, cumva să te atenționeze și tu, ego are, adică ai o tendință să te lupți cu toți, de Da. fapt să-ți aperi un adevăr. Cred că asta este în spate. Da. Cred că e un buchet, radicalismul ăsta conține un buchet de manifestări ale egoului. Da, pentru că și eu ca femeie tot așa l-am practicat, adică era amenințarea sau comportamentul de bază la certuri sau cred că e foarte specific femeilor, mă gândesc eu. Să spună că dacă nu faci ca mine s-a terminat, știi, sau ceva de gen Da. pe acolo. Da. Și deci nu mi-este străin. De asta îl și recunosc. Adică l-am practicat și eu cu succes, cu mare succes, ca să nu mai spun că 1-2 era cu divorțez, divorțez. Știi? Și uite că... Cu închis de uși, nu? Da, Adică da. fără să-i lași loc celuilalt cumva Da. să-și spună vreo opinie sau măcar să... Nici nu, aveai Și chiar mereu dacă ultimul și-o cuvânt. spunea, parcă nici nu aveam urechi de auzit, știi? Adică atâta crezi în adevărul tău, atât de convins ești că numai tu deții adevărul și întreg adevărul, încât celălalt nici nu contează, poate să facă tumbe. Nu-l mai auzi. Nu. Și nu numai că nu-l auzi, dar și după ce închizi ușa și spargi și rupi, în spate, chiar dacă s-a terminat acțiunea, continuă atacul în subtil. Cumva Asigur. așa-l văd. Adică nu se termină acolo scena. Este o continuare perpetuare a atacului ăsta, Da. care e și energetic și distruge sufletul celălalt și atunci, în continuare asta, în perpetuare asta, da, te vezi că ești buricul pământului cumva, ești ca și cum tu controlezi. De fapt, ego-ul își dă impresia singur că el de fapt a creat lumea, adică e o formă de mândrie, superioritate, cred că la cote maxime când ești Da. radicalist. Da. Și Nu mai ții radicalismul ăsta, cont de nimic. mie mi se pare că adică durează și destul de mult. Adică ego-ul se hrănește din el o perioadă destul de lungă, adică nu-i trece repede, știi, ca la orice altă ceartă care lași loc de bună ziua, cum spunem noi. Și pur și simplu parcă gata, s-a terminat, știi? Ori ești de partea mea, ori nu. Ceva de genul, știi? Și da, trebuie să recunosc că l-am practicat și cred că la un moment dat, cum îți spuneam eu, că spuneam foarte ușor la orice ceartă, gata, divorțez, divorțez, cred că la un moment dat mi-am făcut și programul de a mă ajuns și la un divorț. Adică când repeți într-una lucrul ăsta, la un moment dat ți se vine universul și ia măi, un divorț de aici, ca să vezi despre ce vorbești, știi? Da, și îl face ca un fel de
Adică și divorțul ăsta, când femeia face chestia asta. Adică și bărbatul. Că noi, dacă suntem oglinda voastră, câteodată facem chestia asta, nu? De multe ori, adică mă gândeam de unde am luat radicalismul. L-am luat de la mama. Și a avut un fel de radicalism în ea. Când spunea ceva, nu puteai să contrariezi. Chiar că era logic ce spuneai. Știi? Cumva se ținea foarte tare de adevărul ei. Deci, cumva, noi ca bărbați sau băieți, prindem de pe partea feminină radicalismul ăsta, îl luăm în subconștient și mă gândeam că nu numai că îl ataci pe celălalt, dar cumva o faci cu un sarcasm, adică folosești sarcasmul foarte mult ca să-l distrugi psihic. Da. Știi? Adică dacă tu spui că divorțezi, nu? Cum ai spus, cumva ai ca o satisfacție că faci acțiunea aia, adică ca un fel de, nu numai că o faci actul în sine, dar în spate te bucuri de răul celuilalt. Adică te bucuri Pentru că că îi ajunge ca un șantaj la un moment dat. da, Știi? îl strivești. Efectiv îl strivești Da, pe îl celălalt. determin, adică cumva tu vrei să-l determin să facă ca tine. Da. Și știi de ce? Cred, acum când ai spus chestia asta, mi-a venit o conștientizare că de ce durează foarte mult? Pentru că atacul e foarte puternic și mereu ăla se întoarce cu o putere foarte Sigur, mare da. și se amplifică și ego-ul vede că pe acolo poate să Să ia dita mai dinărul, dita mai cina, știi? Exact. Da, all you can eat e ceva de genul, All you știi? can eat și mănâncă Da, până la capăt, nu stă, da, nu da, pierde da, nimic, nicio da, fermitură, da. Așa da. este. Dar e Și chiar. minunat și programul ăsta. E minunat Da. pentru că vine cu multă suferință și cu multe lovituri. Sigur. Și te-ai dus bine pe, uite, și pe părinți te-ai dus bine, pentru că acum nu știu, nu generalizăm, dar părinții din era comunistă cam așa vedeau lucrurile. Ori faci ca mine, ori du-te de aici. Eu auzeam foarte des chestia asta, știi? Adică ceva de Șantaj. genul, un șantaj de genul ăsta, da. Și tu, ca și un copil fără minte și asta, chiar credeai. Eu nu cred că părinții spuneau, chiar te dădeau afară dacă. Ba da, pe mine m-a dat afară de multe ori. Cu mare drag. Da? Nu, cu toate că era, adică mama, că tata nu, el l-a ascultat de, Da. nu, ea m-a dat de afară, m-a dat mi-a închis ușa în față și nu m-a lăsat să intru. Adică nu era nicio problemă. Adică să ascult de ea, dar cum să zic, lucrurile le-am înțeles acum după învățătură am început să lucrez cu programele alea, cu bătaia, cu curelii sau cu chestiile astea, chiar mi-apăreau energetic cum veneau spre mine și trebuia să le accept și să le mulțumesc cumva. Dar îmi dau seama că mă uit la mama că și ea la rândul ei a avut mult mai mult de furcă cu bunica și bunica cine știe ce a avut și ea, ce iubire a primit și ea de pe Da. partea cealaltă și mi-am dat seama că toate din ele, dragii de ele, s-au sacrificat cumva și fiecare facem ce putem mai bine. Cumva văd că noi suntem ca un upgrade a părinților noștri. Deci ei vin cu anumite programe, zice, uite, am să fac asta, ca tu să nu o faci în continuare, adică să stingi cât poți. Da. Și când am Da. înțeles jocul că de fapt nu e nimic de judecat, ai văzut și tu, ai observat și tu chestia asta, mi-a apărut și sentimentul de recunoștință și pentru radicalismul care l-a avut, că a avut un radicalism mai mic decât a bunicii. Pentru că am avut Asta voiam ocazia să zic, au fost cumva mai mild da. așa în timp, Mai știi? mild, știi? Și Da. fără să conștientizeze. Deci cumva ei și-au luat rolul ăsta, s-au sacrificat pentru noi, dar fără să conștientizeze că făceau lucrul ăla ca un rol. Cumva așa ar trebui să fie, știi? Da. Și până la Că urmă, zi, spune. și până la urmă e, uite, și rolul radicalismului este, uite, l-am experimentat pe pielea noastră, de la alții și noi făcându-l, ca să înțelegem că până la urmă trebuie să ajungem la o îngăduință acum, știi? Că altfel, știi cum e, trebuie să cunoști ambele fețe ale monezii, că altfel nu-ți dai seama care e care. Nu poți să-ți dai seama de gustul uneia dacă nu o cunoști pe cealaltă. Da. Și mi-amintesc acum când eram foarte radical la muncă, chipurile făceam anumite vânzări forțate ca să le demonstrez colegilor că sunt mai buni, că am un Da. ego foarte puternic. Și nu numai asta, observam că ei cumva plecau din realitate. Adică nu prea le făcea
plăcerii compania mea. Aha. Înțelegi? Deci aveau Da. mereu chestia asta că da, ziceau ca mine, dar pe la spate mă vorbeau. Adică, Da. și nu auzeam niciodată, Dumnezeu nu-mi dădea ocazia să aud ce vorbeau de mine. Se prefăceau cumva, deci era prefăcătoria din mine, care venea prin ei, să-mi arate că sunt un prefăcut. Okay? Și când aveam nevoie de ceva, dacă puteau, îmi întorceau radicalismul ăsta cu anumite acțiuni de neascultare. Deci Da. cumva se prefăceau că mă ascultă, dar când era un lucru de făcut, tot eu trebuia să-l fac singur. Adică nu Da. ajungeam la o cooperare. Era mereu cu ceartă, era cu forțare, nu era o cooperare din asta activă sau fără așteptări. Era mereu că trebuie să stau cu băta pe ei cumva și se simțea și cum intram pe ușă, privirile lor nu erau chiar așa de bucuroși, adică nu era o bucurie că, A știi? venit și ăsta iară. A venit și ăsta, nebunul ăsta, știi? Dar Mersi, că ziua, gata. se prefăceau numai că știi că, normal, șeful a intrat, șeful acum, nu putem să spunem nimic. Și mi-am dat seama, uite-mă ce interesant joc ego-ul ăsta, Dar cât uite, e. Mariana, acum ai zis o chestie foarte interesantă. Ai zis-o, am zis-o și eu mai devreme și tu acum ai completat-o. Adică, iată ce-i radicalismul, știi? Noi nu am ascultat, noi nu ascultam pe alții, că asta era. Și tu și eu ne-am confruntat cu faptul că nici ceilalți nu ne ascultau pe noi. Da. Știi? Într-un fel sau altul, adică se întorcea oglinda, dar cine să o vadă, cine să o înțeleagă, că era atât de plină de păianjen că nu ne dădeam seama de oglindă. Da. Și era neascultarea mamei față de noi. Dacă te uiți Da. la mamă, nici nu interesa, adică cumva da, se făcea că te ascultă, dacă nu era ceva de câștigat, nu era ascultat. Deci trebuia să fie Da. mereu un negoț, adică să fie o negociere, o manipulare în mijloc. Dacă nu obții ceva, nu faci. Și chiar mă Da. gândeam astăzi la o chestie, cât de mult m-a ajutat radicalismul ei, pentru că ea mi-a spus de multe ori nu. Îmi doream eu niște Adidas de 4 milioane de lei, mi-am amintit și acum, acum 25 de ani, era o grămadă de bani. Și mi-a spus, cu toate că avea bani, mi-a spus nu, nu-ți iau. Deci de ziua mea mi-a zis, verde în față, nu-ți iau așa ceva. Nu. Și am spus, mamă, de ce? Mi-a spus simplu, nu meriți. Sau nu-mi permit. Cu toate că vedeam că își permitea financiar. Da, Și da. mi-am dat seama că radicalismul ăla m-a împins să fiu om de afaceri. Deci e foarte important, părinți, în primul rând, să nu dea copiilor totul pe tavă. Că îi blochează, ne blochează pe noi, în special pe bărbați, să ne Da. găsim soluțiile. Când m-am uitat la fratele meu, el a primit totul, tot ce și-a dorit, n-a fost nicio discuție. Mereu a primit pe bază că avea note mari la școală, adică avea premii, Era avea copilul bun. rezultate, da. Era băiatul mai mic, cumva, adică era, știi, mezinul familiei sau cum se spune, adică era mereu protejat. Și prin felul ăsta de comparații, îmi arăta mie mereu, uite, vezi, nu te duci la școală, nu obții ce vrei. Știi? Da, Adică da. cumva tot o formă de Arăta cu degetul spre tine, cumva. cântăriri. Și mă Da. nebunea chestia asta. Că am zis, mamă, eu sunt altfel decât el, nu mă mai compara. Era o nebunie. Adică erau certuri în continuu să o convin că nu poate să mă controleze. Deci era un control foarte subtil, foarte manipulator. Știi? Și când îl vedeam și pe tata că vin împreună la atac, efectiv, nu știam ce să fac pentru că tata mereu a avut chestia asta, o formă de iubire, cum să zic, necondiționată. Când mă duceam la el și îl întrebam, tată, ce să fac în situația asta? El îmi spunea mereu, am încredere în tine, fă exact ce simți. Nu îmi dădea soluția, dar îmi spunea, fă exact ce simți. Ei, fă exact ce simți ăsta, îmi dădea atâta libertate că găseam și soluțiile foarte repede. Deci aveam iubirea lui în spate. La mama când mă duceam, adică când vedeam că e asta, eu vedeam cum îl manipulează. El venea Da. în realitate și spunea cu totul altceva decât îmi spunea mie în privat. Deci Eu era o cred, altă persoană. de obicei bărbații spun cam cuvânt cu cuvânt ce îi toacă femeia la cap, cam vin cu vorbele Absolut. ei, cu vorbele, Absolut. Dar da. nu numai că spun cuvânt cu cuvânt. Se comporta și ca o femeie, cumva. Da, Adică da. cu toate că vrea să fie bărbat, cumva simula, lua interiorul mamei, numai ca să dea bine, știi? Și eu îi spuneam, de ce faci lucrul ăsta? Că tu nu vorbești așa cu mine. Adică ai două, ești două personaje în unul și atunci
Și el închidea gura, nu spunea, pentru că nu vrea să fiu demascat în fața ei, adică nu vrea să pornească și o El vrea ceartă cu pace. ea. El El vrea vrea pace. pace Da. în familie, în casă. Deci eu înțelegeam în subtil, dar cumva îi spuneam, vezi că nu ești tu. Deci îl atenționam cumva. Adică simțeam mișcările astea pentru că, îți dai seama, asta m-a făcut și un bun manipulator. Da. Pentru că eu văzând mecanismele astea acasă, le-am practicat și pe stradă să manipulez. Și mi-au ieșit din minuni, pentru că observându-le din mic, le-am folosit de fapt ca tool-uri sau ca utiluri care să mă zbat în viață. Deci cumva au avut și ele un sens, au avut un rost de ce s-au Da. întâmplat lucrurile așa. Și mă miram cât de ușor pot să manipulez oamenii. Adică din două, trei vorbi, Da. de asta m-a dus și spre punctul ăsta de negocieri. Am reușit să negociez lucrurile și la sânge făceam, cum ziceai tu, radicalism. Exact așa se folosește tehnica asta și în negocieri, că îi închizi ușa în fața clientului și spui că el nu are altă alegere cumva. Deci e o formă de manipulare care am folosit-o și când făceam tranzacții. Îi spuneam cumva, eu sunt singurul cumpărător, ceva de genul, și Îi induceai ideea că numai el are nevoie de tine, tu n-ai nevoie de el, știi? Da, și îl striveam efectiv, cum zici Da, tu. Efectiv îl striveam, da, adică îi arătam un fel de superioritate și el, din frica aia că mă pierde ca cumpărător, da. făcea ca mine. Adică eu îl manipulam efectiv, pe față, fără Da. discuție. Adică nu eram și ce am învățat și la yoga, o chestie interesantă, să mă uit în ochii omului când vorbesc cu el și să nu mă mișc în interior. Adică să fiu foarte stabil, să fiu foarte centrat ca să pot să-i penetrez câmpurile foarte ușor. Deci am folosit chestia asta mult timp. Au fost ani buni de când o foloseam și observam că vânzările erau foarte rapide, dar aveam un soi de nemulțumire cumva. Chiar erau foarte multe vânzări, parcă erau forțate. Adică sufletul cumva îți spune, măi, lucrul ăla îl faci, dar până când? Ceva de genul ăsta, știi? Știi că și Marius explică că câteodată putem fura de la viață lucruri. Adică le smulgem, sau nu știu, cred că le smulgem, zice el, are expresia asta. Că le smulgem, dar după aceea vom plăti pentru ele. Pentru că dacă nu ni sunt date natural să le avem de la Univers, după aia plătim, ori le pierdem, ori cine știe ce alte lucruri se întâmplă. Știi ce s-a întâmplat atunci? Am avut o mare problemă cu dinții în perioada aia. Deci Păi uite că cumva... dinții îi legați de vorbă. Pe asta, să nu mai vorbesc, mi-a închis gura, da. Deci exact de asta mi-a dat dinții și mi-a dat și dinții strâmbi de la naștere. Deci cumva m-a atenționat Dumnezeu, vezi că să ai grijă ce vorbești. Ceva de genul ăsta. Și atunci dădeam vina pe mama, măi, m-ai făcut cu dinții strâmbi, dar draga de ea nu l-a făcut, că a fost alegerea lui Dumnezeu. Dar cumva au fost niște semne, că am zis, măi, de ce am ieșit cu dinții strâmbi, știi? Dacă ea a avut un ego foarte mare, poate a și strâns, știi, când... Știi, adică, că ai văzut și tu crisparea asta când ești foarte mult în dual, îți creează o formă de tensiune în interior unde e continuu, știi? Acum, după învățătură, a dispărut tensiunea asta, dar îmi dau Știi că seama că era... citisem undeva, dar uite, nu mai mi-aduc aminte unde, despre un trib care spuneau că dantura, gura, în special dantura, este foarte legată de instinctele noastre primare. Adică care, ca de exemplu, o femeie care are buzele mari, natural vorbesc, nu făcute de doctori, deci este înclinată spre partea sexuală, e foarte senzuală, da? Sau care e mai dințoasă, să zicem așa. Sau... Ei, și la tribul ăsta, cei care aveau astfel de trăsături, ci că erau omorâți, că nu puteau fi de încredere, pentru că ar fi cedat, adică era într-un fel ego mare acolo, că ar fi cedat instinctului lor, știi? Și n-ar fi putut fi de încredere pentru restul tribului. Da. Interesant. Ce chestii cunoșteau oamenii care noi spunem că sunt simpli, știi? Și că n-au habarii de nimic, dar ei cred că sunt mai deștepți ca noi. Sunteți mult mai conectați. Da.
Mă gândeam de ce africanii sunt mereu bucuroși, într-o perioadă erau bucuroși. Da. Din cauza asta, că erau foarte simpli, viața era simplă, nu erau cu multe atașamente, nu? Da. Și mereu erau într-o hor, erau toți împreună, adică cumva vedeam chestia asta, o auzeam și făceau cum a spus și Matilda, că nu, făceau câte 10-15 km să ia o găleată de apă, nu? Da. Deci apreciau mult mai mult lucrurile care le aveau, nu căutau mai mult, deci se mulțumeau cu ce aveau, cumva, Da, știi? da. Și în simplitatea aia ai și mult mai multă claritate. Că nu te mai atașezi, știi? Eu nu știu, apropo că acum m-a dus gândul la un film. E un film mai vechi, ceva cu zeii, nu mai știu exact denumirea. E tot așa, dacă l-ai văzut cumva, e o comedie, dar e foarte interesantă, în care într-un trib din Africa, deasupra trece un avion. Dar un avion de ăsta mic, nu de pasageri, știi? Și el aruncă, care a băut, aruncă o sticlă de Coca-Cola din aia groasă. Și le cade lor chiar acolo, în trib. Ei, și de la obiectul ăla străin începe dezbinarea, că toți vroiau sticla, știi? Era ceva, ei nu mai văzuseră. Și vroiau, adică uite ce înseamnă un lucru în plus, cum poate să deraieze totul, știi? Să ducă totul, tot echilibru, știi? Că nu-ți amintești pe vremea lui Ceaușescu când cineva aducea banane sau aducea Da. ce fel ne aruncam ca animalele. Deci eu mi-amintesc cât ce fel eram însetați de nou, de diferit, să fie totul și blugii aia când au apărut și toate astea, toate lucrurile astea de modă, mă uitam la ele cu fascinație, deci eram absorbit de Da, exteriorul ăsta da. și Păi noi, stai puțin, mi-amintesc. că noi am pornit nu cu blugii, noi am pornit cu penarele chinezești, cu gumele care miroseau nu știu cum, cu chestiile Da. astea care la noi nu le găseai și le aduceau alții de afară, știi? Și... Da, și ce minunat erau. Mi-amintesc, ai de mine, eram Da. nebunit. Nu mai mi-amintesc, dar erau multe chestii care se introduceau încet, încet. Nu știu, se infiltrau cumva chestiile Da. astea. Până după Revoluție, nu? Au început să fie foarte mulți comerțanți care făceau foarte mulți bani din Da. bișnițărea la asta. Da, din hainele de firmă apăruseră. Și costa o grămadă de bani, dar cumva lumea acolo ne arată cât ce ușor suntem lipiți de material. Deci îmi amintesc că dacă un băiat de bani gata cumva, nu, cum le se spunea, avea un training, cumva cam toți urmăreau aceeași modă, adică cu toții făceau același lucru, știi? Da. Purtau același lucru. Deci acum vedem cam același trend, adică și la modă, știi, se urmărește un trend, se dă cursul sau se dă startul într-o direcție și toți urmează aceeași direcție, ca să fie cumva ca model. Vezi că noi asta luăm și ca umanitate. Luăm mereu modelele celorlalți și mereu ne comparăm cu ei. Cred că Da. asta e cea mai mare problemă. Noi mereu ne comparăm cu exteriorul și căutăm să intrăm într-un model ca să fim acceptați. Da. Și nu putem să ne raportăm numai la noi și la Dumnezeu, pentru că nu știm că Dumnezeu e noi. Cred că asta este, de fapt, și raportorul nostru, adică modelul nostru de raportare este numai pe exterior. Da. De asta ne și prinde exteriorul așa de ușor. Ne-a fost cumva indus ideea asta că exteriorul este cel care îți creează interiorul. Știi? Pentru că noi, Da. adică eu mi-amintesc, numai pe exterior mă duceam, trebuia să am un training Ben Gos, trebuia să am Adidas Nike, trebuia să fie pe culoare, adică eram mereu focusat pe exterior. Cum să fac ca să pot să arăt, să prezint o imagine, o mască frumoasă, știi? Să fiu acceptat, să mă laude lumea, să-mi facă cu mâna când trec pe stradă, să-i fie frică de când intru cu gașca, să nu intru așa oricum, neînsemnat, să fiu foarte, adică să fie atenți ceilalți cum mă bag în seamă. Deci era mereu atenția asta pe exterior. De acolo vine probabil și radicalismul ăsta, mă gândesc. Da, Pentru că da. îmi amintesc că eram foarte radical în bătăile astea între găști.
aveam bodyguard și nu, dacă nu era ca mine, nu mă interesa că trebuie să intru peste ea în casă sau nici nu mă interesa că au familie, că nu conta, mă duceam până în pânzile albe, numai ca să-mi arăt puterea cumva. Deci Da. îți dă și o formă de putere falsă radicalismul ăsta, că crezi că tu Și faci ceva. totul pornește de la împărțire. Vezi că ce facem, tot la împărțire ne întoarcem. Să împărțim, ne vedem separați de ceilalți, împărțim în bine și rău și au, eu știu, în orice altă împărțire. Da? Ținem cu dinții de împărțirea noastră, că ne poziționăm și nu mai acolo e dreptatea unde sunt eu. Și s-a terminat. Da. Marius zice clar că acolo e un diavol sau poate mai mulți, o legiune întreagă, știi, care ne mânuie de la spate, știi, în astfel de manifestări. Mă gândeam de ce nu conștientizăm din împărțirea asta. Când ni se spune mănânci din mărul cunoașterii sau Pomul cunoașterii pomul binelui și răului. cunoașterii sau binelui și răului, chiar când ni se spune noi nu, vezi tu, la învățătura asta, să ajungi la nivelul ăsta de conștientizare foarte profund, din împărțire cât e de importantă să nu împarți în bine și rău, Da. trebuie să treci prin foarte multe experiențe ale vieții, ca să vezi că chiar asta ai făcut. Deci, cumva, dacă nu ai experiențe, nu poți să înțelegi învățătura asta. Adică, în ce Da, sens? da. Logic, nu te-ai gândit niciodată că împarți în bine și rău. Adică, dacă stai și te uiți la viața ta, întrebarea asta nu o să-ți vină niciodată Sau că e în... rău că împarți în bine și Sau rău. că e rău. Da, Da, exact, din pentru că nu contră. știi. Dar de mic ni se spune, Marian, de mici ni se spune ce e bine, ce e rău, știi? Ce mă, tu n-ai cap să gândești ce e bine? Așa, știi? Da. Și niciodată n-ai să te gândești că lucrul ăla chiar este opus la ce ți s-a Da. spus. Nu te Da. gândești, pentru că n-ai să te gândești. Dacă ți-a spus asta mama, ți-a spus tata, ți-a zis societate, ți-a zis școala, ți-a zis bunica, Da. unde să te gândești că ar fi și un alt model de trăire sau că există o altă direcție? Știi? Nu vezi altă direcție. Tu faci exact ce vezi în jur. Deci e Da. modelul celorlalți. Și avem și uite, chiar avem și chestia asta, chiar dacă ne sclipește ceva la un moment dat, adică acea sclipire nu reușește să rămână, pentru că te fură valul, te ia valul. Uite, până inclusiv în școala iubirii, dacă nu reușim să stăm noi pe picioarele noastre, adică la atâta timp avem de când tot vorbim, de când practicăm, de când tot descoperim lucruri noi și ne convingem că sunt reale, și totuși e încă foarte ușor de alunecat. Și asta tot împărțirea în bine și rău ne alunecă. Tot. Da, pentru că noi căutăm mereu, sau ego-ul caută mereu să găsească pe unul mai vinovat ca să se ia de el. Deci, Da. tu îți dai seama cât e de greu, și nouă ne este greu, după, să zic cât, 2 ani de zile de practică Da. mai serioasă și mai conștiincioasă, cumva suntem mai conștienți de ce facem. Până și aici, după 2 ani, tot și eu mă văd că mă fură exteriorul. Deci îmi dau Da. seama că chiar că practicăm, și tu îți dai seama că după 2000 de binare ascultate, adică ai antrenament serios, nu mai e așa, Sigur, adică da. e un lucru care tu deja ai schimbat ritmul vieții, tu ești complet pe opus la cum era înainte și cu Sigur. toate astea tot te fură. Deci cumva timpul ăsta pe care ne-l alocăm, cu cât ne alocăm mai mult timpul ăsta să facem acțiunile pe opus, adică devine mai simplu cumva să înțelegi realitatea că este cu totul invers. Dar e foarte interesant că Marius a venit cu chestia asta, el de mic a venit cu conștientizarea asta. Dacă el a Da. spus de mic că dăm Doamne cât mai multă suferință și cât mai mult greu, deci cumva el a trecut prin programele la care noi acum încercăm să le Da, descoasem și să le da. vedem, nu? Pentru că dacă el a venit în lume cu învățătura asta, înseamnă că el deja a trecut anumite programe să vină cu înțelegerea asta. Nu a venit Sigur. așa că i-a șoptit cineva la ureche, vină și tu cu chestia. Nu, chestia aia a Da, venit-o da, ca să o da. practici. Și după câți ani are el, 50-60 de ani de practică continuă, că dacă a venit cu ideea asta, înseamnă că automat în subconștientul lui, aia era programarea cu care a venit. Da. Nu? Și făcând asta, repetat, 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 a ajuns într-un punct unde și-a dat seama că asta e adevărul, pentru că
Nu mai depinzi de exterior și atunci devine o normalitate să nu te mai superi. Pentru că îți dai seama că e o nebunie Da. să te superi pe cineva când în fiecare de noi este același grad de divinitate. Da, De? da. Și noi asta uităm, că fiecare om, oricum s-ar comporta, e Dumnezeu acolo. Deci mie asta, încă nu pot să-L recunosc pe Dumnezeu 100% în fiecare. Deci asta Da. este cu ce lucrez acum. Nu știu cât o să dureze și nu caut nicio finalitate, dar îmi asum că asta este. Îmi Da, fuge da. foarte mult privirea în pe ce face celălalt sau în ce să mă compar. Dacă fac mai multe dăruiri, am o așteptare ca celălalt să facă măcar atâta dăruiri ca și mine. Adică am tot chestia asta de comparație încă a rămas acolo și mi-o asum Da. și îmi dau seama ce chestie. Și până și cu dieta alcalină. Dacă lucrurile mi ies cumva cu dieta și mă simt foarte bine, cumva am o așteptare că și celălalt ar trebui să mănânce alcalin. Deci o nebunie. Când fiecare își Da. alege în modul lui cum vrea să fie. Deci noi nu avem nu avem voie să avem niciun comentariu despre nimeni și nimic. E foarte serioasă Da. chestia asta când înveți învățătura, când o practici. Că vezi că cu cât practici mai mult, cu atâta factura îți vine mai puternică când începi să trișezi cumva cu jocul ăsta lui. Da. Știi? Pe mine mă ajută foarte mult ceea ce a afirmat Marius, că fiecare din noi suntem în propriul lui univers. Deci mă ajută mult când dau și alunec. Asta mă ajută să mă redresez, să-mi amintesc că eu în universul meu nu sunt decât eu și cu Dumnezeu. Toți ceilalți sunt Dumnezei care vin doar pentru mine. Să mă învețe, să mă educe, să-mi apese butoanele, să mă duc acolo spre iubirea aia necondiționată. Deci asta e cel mai important, cel care pe mine, în momentul de față, mă ajută mult să, când mă dezechilibrez așa pe bârnă, știi, zic, opa, stai puțin. Da, într-adevăr, și ălaltul este în universul lui. Eu n-am treabă cu universul lui. Nu am treabă. Pe mine Chiar mă dacă ajută. știu că îi vor veni facturi, nu e treaba mea. Da, m-a ajutat foarte mult când a spus. A mai spus-o în trecut, dar acum a spus-o foarte punctat, că exteriorul este deja generat. Da, și asta. Asta m-a ajutat foarte mult că mi-am dat seama, păi dacă exteriorul e generat, atunci de ce comentez eu despre exterior? Adică cine comentează? Cine are intenția să comenteze despre Da. exterior? Știi? Da. Și uitându-mă în direcția asta, cumva mă repoziționez să-mi dau seama că n-am ce să comentez și fiecare are, dar până și acolo încă este un antrenament în curs de Da. desfășurare, da, că Da. nu-i finalizat încă. Și minunat, tot Da. traseul ăsta, vezi cât e de fantastic, fiecare conștientizare din asta mică, chipurile mică, este o mare reușită pentru Da. suflet. E încă o piesă care a intrat în puzzle. Da. Dar Eu și acum zic, radicalismul ăsta, știi, ne gândim că uite ce mare binecuvântare este, pentru că de fapt te duce spre îngăduință. Îți dai seama? Ok, l-am încercat radicalismul, vedem cu ce se mănâncă și acum ne dăm seama că de fapt este loc de îngăduință, știi? Și nu, Chiar nu-s mai. dacă ego-ul nostru, cum am vorbit al tuturora, mai crâcnește, mai recunoaște, mai dă de înțeles că da, sunt de acord cu ego-ul tău în ce spui, dar totuși, haide, ne oprim aici și ne dăm seama că de fapt ego-urile n-au dreptate. Sunt doar mincinoase și atâta tot. Știi ce am mai observat? Că nu-ți mai vine natural să faci lucrul ăla. Adică îți cade natural, adică cumva te schimbi pe opus, să fii mai bun, mai blând, mai îngăduitor cu celălalt. Nu-ți mai vine să faci lucrul ăla Da. dintr-un radicalism. Chiar că ai vrea să faci, te-ai forțat foarte mult ca să fii cum erai în trecut. Adică chiar dacă aluneci, cum ai zis și tu, nu, că intri într-o experiență, nu mai faci cu atâta intensitate cu cât o făceai în trecut. Da. Nu? Nu mai faci, nu te mai superi cum te supărai în trecut, nu mai ții supărare de milenii întregi. Asta Deci, e, tu conținerea e. rămâneai în supărare și nu mai știi de ce ai supărat, dar erai supărat în continuare, știi? Dar uitai de ce te-ai certat cu ăla sau de ce ați avut de împărțit, știi? Dar nu mai știi că, băi, eu sunt supărat. Știi? O prostie, o nebunie, știi? Un timp pierdut, aiurea. Da. Asta zice tot ego-ul, pentru că de fapt nimic nu-i pierdut, totul e minunat din punctul de vedere al lui Dumnezeu, știi? Da.
Da, și viața te lasă în pace după aia, adică că nu mai ești radical așa cu viața, nu mai, în primul rând, nu Da. mai e în serios, că și radicalismul ăsta are o seriozitate în spate. Cumva e foarte militar, așa, e foarte să fii prezent peste tot, să fii recunoscut, în primul rând celorlalți să le fie frică de tine, nu? Că și Da. radicalismul ăsta are o formă de. Adică nu știi la ce lovitură să te aștepți de la celălalt care este radical. Știi? Da, Nu știi da, ce. da. Și faptul că nu este îngăduitor, tu nu ai calea de mijloc, adică nici nu poți să negociezi. Știi? Nu poți Da. să ai nimic de spus și trebuie cumva să accepti. Uite, de exemplu, îți dau un exemplu. Partenerul meu este foarte radical, dar m-a învățat foarte mult supunerea. Deci, Da, pentru că eu da. absolut nu puteam să-i spun nimica. Dacă îmi spunea ești un bot, trebuia să zic da. Deci m-a învățat, probabil că de asta mi l-a și dat, că cine știe câte suflete am secerat înainte, Da, da. a zis domnul, lasă că vine eu acum și îți dau eu unul din ăsta să te tragă de urechi și de perciuni și de păr și de tot, să smulgă de pe tine toate etichetele astea, nu? Da. Și observând reacțiile care le aveam în trecut față de el, mi-am dat seama că s-au diminuat cu timpul, pentru că el mă lovea cât mai tare în ego. Adică Da. nici măcar n-aveam ce să zic, că mă trezeam cu el călare, când spune niște lucruri care, cum să zic, nu le vedeam așa de clar, dar erau niște etichete din trecut, îmi veneau niște facturi prin el. Da. Și ce am observat, cu cât am făcut pace cu el mai mult, mi-a părut că el a fost primul din linii. Mi-a părut asta plecarea de pe planul ăsta, când toți erau într-o horă, era întuneric și el era primul și mi-a făcut din ochi. Și am văzut că era Dumnezeu în spate. Nu mi-a părut că și-a dat jos masca, dar l-am văzut că râdea și mi-a făcut din ochi. Adică cumva și-a luat un rol. Și când m-am uitat în horă, i-am zis, măi, dar unde sunt prietenii mei? Unde sunt tovarășii mei? Nu era Da, niciun da, da. tovarăș. Erau ăștia exact care fugeam de ei, știi? Ego-ul fugea, știi? Și mi-am dat seama, vai de mine, ăștia au fost cei care m-au ajutat cel mai mult. Adică faptul că el era primul pe linie acolo, Da. ura aia s-a stins pe el și am înțeles cumva rolul lui. Deci l-am văzut pe invers de cum îl vedea ego-ul. Și atunci am început să-i mulțumesc. Astăzi, de exemplu, mi-a cerut niște bani, o anumită sumă de bani, am trimis mai mult. I-am zis, lasă să se bucure. Și în spate, el era, wow, era ca un copil mic, era, adică i-a simțit bucuria, că nu s-a Da, așteptat să facă da, lucrul ăla. da. Și am zis, uite mă, cum putem să ne schimbăm cu un gest mic, cum putem să schimbăm celălalt modul, adică starea, știi? Adică mereu putem să surprindem celelalte suflete, adică să le aducem bucurii prin orice gest, cât de mic, ne dăm o leacă mai mult timp pentru el, îl surprindem cu ceva, ne cere ceva, îi dai o leacă mai mult, adică mereu poți să-i arăți lui Dumnezeu că ești dispus să cumva să te lași pentru celălalt mai mult decât o făceai în trecut. Cred că asta el caută. Dumnezeu să vadă, băi, hai să vedem, uite, acum îți dau șansa asta să faci lucrul ăsta. Poți să faci o leacă mai mult? Atât îți dorești. Să vadă, uite, ai o îngăduință Da. mai mare, ești mai blând, îl accepti mai mult cât poți. Că poate nu-ți vine la îndemână mereu să fii în acceptare absolută, da? Dar Da. ai mai mult grad de îngăduință. Adică și tu observând chestia asta cu tine în interior, uite mă, că astăzi am fost mai bun decât ieri. Știi? Îți vine și o bucurie pentru că tu vezi un progres în tot parcursul ăsta, fără nicio finalitate, fără nicio așteptare că vreau să ajung într-un punct. Dar faptul că o faci zilnic, conștient, cât poți, eu zic că asta este reușita, pentru că tu nu ai, nu-ți pui o țintă, dar cumva îi arăți divinității că, uite, fac și eu, Doamne, cât pot și cât îmi dai. Este să plec din lumea asta acum și mă duc în plasa de gânduri, mă duc cu câte programe mi-au rămas. Adică accept, îmi accept starea. E o formă de Da, acceptare da. a ta ca divinitate și faci cât poți mai mult. Fără să cauți să faci într-un anumit fel. Sau să te compari cu alt. Că am mai auzit pe aici, pe tabăra iubirii, toată lumea, a, că vreau și eu bucuria ta, că vreau și eu. Eu singurul mod și singurul punct de comparație este experiențele mele și Dumnezeu, atâta. Nu mă compar nici cu tine, Da. Iuliana, nu mă Da. compar nici cu Marius, nu mă compar, eu nu zic, auleu, vreau să ajung ca. Nu vreau să ajung ca nimeni. Singurul Da. mod de comparație, cum ai zis și tu, este eu și Dumnezeu. Cum pot eu să fiu mai bun cu ceilalți? Atâta. Asta e singurul mod de comparație, pentru că dacă Da. îmi iau un alt raportor de pe tabăra iubirii, să zic, că cineva a ajuns mai înainte ca mine,
automat eu nu mai fac munca. Adică ego-ul o să stea focusat pe celălalt Da, și da, da. atunci eu stau pe exterior. Atunci știu clar că lucrul ăla este pe exterior. Știi? Da. Și o să-mi aducă mereu o nemulțumire. Da, așa este. Da, ai dreptate. Sau mai putem face, ca să vedem cum am evoluat, să ne comparăm noi cu noi. Noi cu noi. Numai cu noi, Da, cu trecutul eu cu nostru. cea care am fost ieri, alaltă, Sigur. eu știu, acum 2 ani, Da. nu contează. Da. Ca să Da. văd, bă, cum sunt. Stau mai Da. bine sau stau mai sau sunt la fel, știi? Păi sigur că de asta ne mai amintim anumite lucruri, că Dumnezeu ne lasă un model de raportare ca să ne vedem evoluția. Da. Singura chestie care o fac față de ceilalți, să mă inspir anumite lucruri din experiențele lor, eu le iau în propria experiență să le practic, să văd dacă lucrurile chiar duc în direcția. Da. Adică mă folosesc să iau ce cred că mi se aplică mie ca experiență și atunci nu mă compar cu ei, doar mă inspir. Da. Îți dai seama ce minunat asta cu cei care joacă rolurile astea de corectori. Nu contează din ce poziții vin în viața noastră, știi? E ca și când suntem actori pe o scenă, știi? Și e ăla care joacă rolul negativ, știi? Și s-a terminat piesa de teatru și în spate noi ne dăm, hai, give me five, știi? Wow, ce bine ai jucat, ce minunat, uite ce aplauze, știi? Cam așa e, tot o scenă, tot o teatru și Tot în joc. un joc, da. Dar ca să conștientizez că este joc, nu poți să o conștientizezi dintr-un mental. Trebuie să vezi foarte multe lucruri schimbate în realitate. Să vezi sincronicități, să vezi oameni care vin dintr-o dată și îți spun anumite lucruri. Adică tu trebuie să faci o sumă a lucrurilor care ți se întâmplă și a realității ca să se schimbi, ca să poți să conștientizezi că chiar este un joc. Adică tu trebuie să ai încredere pe baza Da. experiențelor pe care le treci. Uite, mă, lucrurile alea sunt chiar un joc. Oamenii chiar se schimbă în funcție de interiorul tău. Da, Cum da. a fost azi, ai văzut și tu, ți-am trimis. M-am dus la cumpărături. Și produsele de acolo erau toate 29,9. Deci era chiar vreau să spun că și Ina este născută pe data lui Arseni Boca, deci pe aceeași dată de naștere. Și am zis, cum se poate până și alimentele iau forma gândurilor pe care mi s-au întâmplat ziua aia. Am zis, Doamne, cum faci tu chestiile astea? Că toate erau în special, 29,9, 2 dolari și 99. Am zis, adică chiar în halul ăsta mi-arăți autobuz cu 29, dă-mi un alt număr. Nu, cumva vrea să-mi arate. Uite, dacă te lași, îți schimbi realitatea cum vrei. Deci noi avem Da, puterea da. asta în noi. Noi avem puterea asta și nouă ni s-a ascuns mereu puterea asta când noi, când ne lăsăm orice mic gest, că mă gândeam zilele trecute, măi, ce se întâmplă? De ce e așa de miraculoasă realitatea asta? Mi-am dat seama, sunt gesturile mici care le facem. Vine Da, unul la da. cumpărături, tu dai un pas în spate, lasă să vină în fața ta, deja te-ai încărcat cu o energie enormă. Eu am simțit energia aia, ce fel m-a încărcat ca o baterie. Și am făcut un simplu gest, să las pe celălalt din fața mea, adică să-i dau întâietatea lui Dumnezeu. Și Da. făcând gesturile astea cât mai des, sau fiind atenți măcar, cât mai atenți la cel care îți vine din față, ce se întâmplă? Reușești să-L vezi pe Dumnezeu în tot și toate. Asta Da. este secretul. Adică dacă auzi într-un biral Dumnezeu în tot și toate, n-ai cum să corelezi cu dacă tu nu faci practica. Pentru că dacă fără practică, tu, lucrurile aia nu poți să le vezi în realitate ca Da. să faci corelarea între ce auzi într-un binar și ce vezi în realitatea ta. Dacă ele nu se meciuiesc, adică dacă nu au aceeași finalitate, tu nu crezi în lucrul ăla și nu-l practici. Da. Doar e ceva frumos, care sună E bine. frumos, Da, sună da, da. frumos, e o chestie interesantă, dar rămâne la nivel mental și atunci tu nu-l Da. conștientizezi pe Dumnezeu, doar stai în minte, stai în ego, stai într-o fantezie, într-o iluzie. Da, așa Da, este. deci, da, și atunci Da. cred că pașii mici și sigur ăștia sunt, nu știu, pentru mine cu asta lucrez. Da. Și văd rezultate în ce sens? Chiar se schimbă realitatea, deci chiar. Cum să spun, adică ai văzut și cu Dalara, ne apare poza ei, care seamănă cu șapca aia numai care nu mai ia o Da. poartă și îmi spune că a fost la dentist și în numele de acolo era același nume de la dentistul la care a fost ea în România. Deci sunt chestii din astea care nici măcar nu, adică îți dai seama de vinul
cât dăruire face, adică cât de mult se lasă pentru noi ca să ne atenționeze că este acolo mereu. Da. Deci. El asta, da, prin asta îți arată că el e acolo. Uite, sunt prezent. Îți dă de Da. înțeles, îți dă de înțeles că e prezent. Eu cred că el ne dă de înțeles tot mereu, dar suntem noi orbi, știi, și nu vedem, nu. Suntem prea orbiți de exterior, De materie. de materie, ca să mai vedem semnele. El, săracul, cred că face așa, știi, cu stegulețe, cu țopăie în față, știi, să. Nu-i nimic. Îți mai dă un tunet, vezi, schimbă și temperatura, schimbă tot în Îți jurul mai tău, pun deci o piedică, îți mai. piedică. Nimic, știi? Nimic. Da, când mergi prin casă și te lovești așa cu degetul mic de mobilă, știi? Să te gândești, mă, cam Doamne, știi, acolo și zice, bă, vezi că e ceva ce nu trebuie. Da. Da, e minunat când vezi că e doar un joc. Când conștientizezi că e un joc, tu te desprinzi de lumii, cumva, adică te deslipești de Matrix, pentru că știi că e jocul lui. Da. Și nu mai devii personaj. Ești doar, privești din exterior, privești doar, te minunezi de ce poate să facă. Observator, da. Observator. Și dispare și observatorul. Devii una cu el și adică cumva ai aceeași viziune care o are și el. De asta m-ar spune că noi suntem una cu el, dar conștient trebuie să Da, simți da. chestia asta, pentru că dacă el schimbă realitatea numai ca să te surprindă, el înseamnă că este în tine, vede prin tine realitatea și ți-o Da. schimbă automat ca tu să te uiți mereu în interior, să te bucuri, uite-mă că e Dumnezeu cu mine, adică ești una cu el, adică chiar simți puterea lui. Pentru că îți dai seama, wow, fiecare chestie din asta care o schimbă, cu toate că dacă te uiți în exterior, nu? Când se întâmplă sincronicitățile astea ce am observat, parcă este o altă lume. Tu ai altă lume în lumea asta. Da. Și asta îți arată clar că legile lui nu sunt de lumea asta. Nu sunt legile clasice pe care noi le credem. Pentru că, de exemplu, azi la cumpărături. Eu mă duc la magazinul în fiecare zi, dar nu s-a întâmplat chestia asta. Da? Da. Cum se face că văd numerele alea la mașini? Le văd la autobuz, le văd, le văd la cumpărături. Deci cum se face că este o serie de sincronicități în orice loc? Mă duc și vorbesc cu Valentina, care ea e născută pe 29 anul. Adică cum se face că încep o acțiune dimineață și consecutiv îmi arată că este peste tot. Îmi arată și la magazin, îmi arată și la bancă. Îmi arată și la cumpărături. Adică îmi spune, băi, trezește-te. Trezește-te că sunt peste tot. El asta vrea să ne arate. Cum ai zis și tu, el este peste tot, dar noi nu-l vedem pentru că suntem prea Da. orbi de materie. Știi? Deci cum se face și cu ființa aia, are numărul 29 noua. Mă duc la bancă 29 noua. Mă duc la magazin, îmi apare 29 noua. Mă duc la cumpărături 29 nou. Mă duc autobuzul 29. Mașina e 29. Adică chiar îmi spune, băi, ce cu tine? Da. Îmi dă și o palmă, dar mi-am dat seama că este și din răstrângere, pentru că astăzi n-am mâncat. Și Deci, atunci devin toate mai clare, toate semnele. nu numai că sunt mai Da. clare, le simți, le vezi. Da, Nu, nu, nu numai sigur. că sunt mai clare, le simți în interior că Da, cumva da. în golul ăla a luat divinul forma și atunci el se manifestă să te surprindă cât mai mult. Adică am mai avut sincronicități, dar nu în halul ăsta, să fie pe toate Pe toată nivelele, linia. adică pe toată linia și Ți-a dat full ca la poker. mi-a dat full așa, zic, uite, până când te culci, o să-ți dau să-ți arăt, știi, Da. cât e de fascinant. Dar nu o spun într-o perspectivă egotică, eu spun acum o chestie care să înțelegem că chiar învățătura asta este pentru mine un dar divin. Adică, cum să zic, n-am crezut vreodată că am să trăiesc cum să zic, așa bucurie și îmi dau seama că este cea mai frumoasă perioadă, cum zice Marius, este perioada pentru ego care e terminat, e rupt în două, dar este cea mai frumoasă perioadă a sufletului. Da. Pentru că din avalanșa asta de lucruri care vin acum, de ștergere de programe, deci divinul face cumva, cum am observat, măi, ne scoate tot. Toți chiloții murdari ne scoate la suprafață. Zice, haideți la spălare cu toții, știi? Da. Și atunci, dacă nu conștientizezi ce faci în spatele jocului, adică dacă nu conștientizezi că este exact ce trebuie să fie,
atunci tu vezi lumea greșită, o vezi cumva că s-a sfârșitul lumii, adică ți-o proiectezi într-un fel. Dacă înțelegi că este spre bine tău, spre bine sufletului, că ai venit aici la vindecare, de fapt vindecare, că și asta astăzi mă gândeam, măi, este vreo vindecare? Eu nu cred că nicio vindecare, este doar conștientizarea că ești una cu el. Da, Atâta da. este. Păi ce vindecare să fie? Ca, practic lucrurile rămân la fel, numai că noi le vedem în altă lumină. Știi? Adică nu e vindecare. Acum eu văd că am păduchi și după aia păduchii aia se transformă în ceva minunat. Wow! Știi? Și acolo e Dumnezeu și în păduchi. Și în păduchi, Da, da? da. Da. Da, că și vindecarea, vezi, că noi ne vindecăm, înseamnă că suntem greșiți cumva sau suntem, știi, Da, nevindecați. bine, noi vorbim acum în dual, cum Da. zice Marius. Trebuie să vorbim în dual și folosim non-dualul decât atunci când ne dă peste cap. Atunci venim cu non-dual. Dar așa vorbim în dual ca să ne înțelegem că ce am face, în ce limbă, în ce păsărească ar trebui să vorbim, că nu ne-am mai Nu, înțeles. pe asta cu vindecare cred că vine de la New Age. Știi? Da, Că la New Age, posibil. când eram pe New Age, era mereu chestia asta că heal your traumas, știi? Adică să-ți vindeci traumele, să-ți mereu să faci ceva pe exterior. Și mă gândeam, măi, ce să vindeci când tu ești absolut perfect? Adică tu, de naștere, ești ființă divină. Deci tu ești complet din naștere, dar faptul că ți se spune să vindeci ceva este o căutare pe exterior, știi? Pentru că e ca și cum tu nu ești suficient de bun, nu? Da. Și de acolo vine și tendința asta că vreau să fac mai bine, mai mult, mai, știi? Adică cumva între ele se suprapun, adică sunt mai multe layeri care sunt în spate și fiecare lucru din ăsta te duce într-o direcție, te duce într-o acțiune să stai pe exterior și ele cumva, cum ai spus tu, e un pachet în spate Da. de programe, vezi? Pentru că dacă tu consideri că nu ești suficient de bun, automat te duci la biserică, automat te duci la yoga, automat te duci pe exterior ca să cauți o vindecare, să cauți o completare a cine ești. Da, Deci tu da. nu asumi că Dumnezeu este în tine, în primul rând. Nu-L vezi acolo. Dacă Da. L-ai vedea conștient, n-ai mai căuta pe exterior. Ți-ai dat seama că tu ești una cu el și atunci lași viața să fie cum este. Și Da. atunci ai și tendința să judești mai puțin. Pentru că dacă tu conștientizezi că e în tine și conștientizezi că e în ceilalți, automat nu mai ai tendința să te mai iei de oameni. Da. Dar asta cred că este după o anumită perioadă, că și asta e un proces de conștientizare că Divinul este cam peste tot și el cumva se manifestă la fiecare în forma lui. Adică la mine, de exemplu, sincronicitate, la tine poate fi în alt mod. La fiecare vine în modul cum îl vede mai bine sau cum are claritatea, știi? La tine poate vine prin soț, să zic că niște chestii, zice, auleu, ăsta vorbește ca Marius, adică Da, despre ce da, vorbește, da, da. știi? Și, știi, ăsta nu știe nicio învățătură și deodată vine și îți aruncă ceva la fileu Da, tot și te timpul îmi lasă zice, mască. tot timpul îmi zice, tot timpul îmi repetă ca un refrenie. Eu știu tot ce zici tu acolo. Eu știu tot ce zici tu acolo. Eu le cunosc, eu le știu. Ce zice Marius, eu știu, știi? Cu atâta Și siguranță, nu? da, cu atâta siguranță, cu atâta siguranță. Dar la început ego-ul meu era așa, știi, făcea niște ochi mari. Ce zici, mă? Ce zici tu, străine, știi? Da. Păi de unde le știi? Cum le știi, știi? Dar el nu-mi dădea nicio explicație, știi? Acum înțeleg ce zice, știi? Dar nedându-mi atunci nicio explicație, ego-ul meu se credea că, uite, l-am făcut knockout, știi ce să... Dar el nu simțea nevoia, ce să zică, nici nu știa ce să explice, știi? Doar știa că este, că are acea informație. Ca, cum de altfel toți o avem, că nu e unul care nu are, știi? Dar n-am ajuns să o recunoaștem. Da. Da. Și cum e relația ta cu el acum, după învățături? Păi nu suntem, suntem în timpul învățăturilor. Adică da, adică după ce ai început și continui practica, la asta mă refer, după ce ai ajuns la multe conștientizări, cum el de fapt s-a schimbat sau el doar a rămas așa cum era, dar tu îl vezi altfel? Cum este? Asta este. Deci, da, eu nu cred că el s-a schimbat. Eu am altă viziune. Eu am altă optică. Eu văd lucrurile altfel. Adică, Și acum ați observat puterea?
ta ca femei cum schimb tot exteriorul foarte ușor? Adică Clar, cum, clar, clar, da? clar. Și înainte ceva mijam, știi? Că eu put... Dar era ceva neclar, habar n-aveam. Cum am zis eu de la început, eu bănuiam că femeia în sine are o baghetă magică acolo. Dar știi, e ca și când ai descoperit-o, poți și nu știi cum merge, știi? Și mai dai cu ea de perete, mai dai de masă, mai... Da, știi Știi? cu ai, dar nu știi cum să o pui în Da, practică, să o nu știi. folosești. Și nu ți-a dat și manualul, știi? Nu... Instrucțiunile, știi? Și tu mergi cu ea așa și dai în stânga, în dreapta, habar n-ai, știi? Și câteodată ieșea bine, toată ieșea vai de noi ce ieșea, știi? Sau de cele mai multe ori ieșea vai de noi, știi? Da. Dar Și acum, tu a normal că lucrurile se văd cu totul altă lumina. Lumina s-a schimbat în toate. Cum vezi când, de exemplu, nu ți iese supunerea, cum reacționează? Adică cum vezi că se schimbă realitatea? Observi că toată realitatea e dată peste cap? Sau cum o Da. vezi? Să știi că nu, uite, când nu merge supunerea și sunt momentele alea când mai alunecă piciorul, când te dezechilibrezi, să știi că echilibrarea vine foarte rapid. Adică nu mai există stări de supărare, nu mai există doar așa niște, știi, cabățul de chibrit, știi, care arde puțin și s-a terminat. Pe când ți-am zis înainte erau stările de supărare care durau zile întregi pierdute. Victimizare, plâns, setin. Victimiza, nu mai, păi, dar trebuia să fie, că nu puteai, cum să fiu supărată fără să arăt, știi? Trebuia să arăt că n-avea niciun sens, niciun farmec. Da, adică, și el știi, uite, mi-aduc aminte că el asta spunea, bă, să pierde timp. Pierdem timp, pierdem timp, de ce Spunea ne Dumnezeu. supărăm? Da, pierdem timp. Știi? Și, Interesant. da, asta spunea, de ce pierdem timp? Și în același timp, când eu eram calmă și aveam și eu conștientizările mele așa mai din adâncuri veneau, știi? Într-una repetam, Mariana, asta, că de un singur lucru mi-este frică, că mirosesc viața. Adică exact cum zice Marius, că nu am făcut ce trebuia să facem, știi? Că am alergat de bezmetici în viața asta și nu... Știi, pentru că undeva în adânc recunoșteam că nu ăla-i drumul, știi? Da. Eu cred că fiecare femeie simte când are scenele alea de isterie sau de control, de comandă, de energie masculină, eu cred că ea simte că nu e ce trebuie. Chiar dacă mimează, că se simte bine, că uite ce tare e ea sau nu, eu cred că pentru că altfel, dacă i-ar fi bine, n-ar mai fi veșnic nemulțumită, veșnic cu plângerile în poșetă, veșnic în istericale, știi? Da, și chiar astăzi am făcut o înregistrare cu Madalin pe tema asta și reprezintă indiferența bărbatului față de femeie. Și am Da. ajuns la o înțelegere că, de fapt, noi când suntem indiferenți, noi vă iubim. Știi? Pentru că eu am observat și la soție, și la mamă, la fel, și asta. Cu cât sunt mai indiferent și nu iau ego în seamă, cu atât ea Da. este mai atentă la mine. Adică face mai multe supuneri. În ce sens? Vede că nu o bag în seamă, cumva caută să-mi atragă atenția, să-mi arate, uite, sunt și eu pe aici, știi? Și este exact indiferența mamei mele care a avut față de mine când i-am cerut acea pereche de Adidas. Deci, cumva, nu trebuie să-i dai celuilalt exact ce vrea, pentru că atunci se formează un fel de atașament, că cumva nu mai... Tu îi faci totul pe plac și mereu îi cânți în strună și după aia el nu mai are de ce să lucrezi la el. Știi? Și am observat că asta este și cu soția. Când bărbatul îi dă de toate și îi face totul pe plac numai ca să-i fie bine, ea intră într-o formă de plictiseală că nu mai are ce să... Adică îi vine totul pe tavă, îi se cuvine, îi apare o formă de disrespect. Adică nu mai își respectă bărbatul. Nu știu, este total paradoxal cum auzim chestia Uite, asta, sunt da. două lucruri aici, Marian. Unu, ca bărbatul să facă după sufletul lui, după cum îl inspiră Dumnezeu, binele femeii de lângă el, adică cum îi este inspirat,
Și altă chestie e să facă binele femeii după cum dictează femeia. Sunt două lucruri puțin diferite. Adică, de exemplu, dacă femeia tot cere nimicuri, rahaturi, prostii, eu știu ce cere ea, și nu se mai satură cerând, bărbatul cred că se înșală, crezând că îndeplinindu-i acele dorințe care nu se mai termină, o va face vreodată fericită. Nu. O face din ce în ce mai nefericită. Dar atunci când bărbatul judecă el și spune, uite, cum ar veni, știu că i-ar place ei chestia asta, așa e să-i fac o surpriză, un cadou, dar nu când vrea ea, știi? Nu când cere ea. Așa, aleator, știi? Cum faci la copil, că și la copil, dacă îi dai tot timpul ce cere, ăla nu o să aprecieze nimic din ce îi dai. Dar dacă îi dai când și când, așa, normal că apreciază. Iar Ca femeia, când are la prea mult înnebunită. africani, ca la africani, cum ai zis, Da. când le-a dat sticla de cola, toți Da. au sărit în sus de bucurie, deci Da. cumva cât mai rar, nu? Da. Da. Dar vrea. Deci, femeia, când are prea multe, nebunește. Efectiv, nebunește. Deci, ajunge la o stare în care nici ea nu se înțelege. Ea doar știe că ego-ul, dar nici de ego ea nu știe în momentul ăla, știi, nu, că nu, noi nu realizam că avem un ego, știi, credeam că noi suntem și că suferim. Și dacă nebunește, de exemplu, nu este bine pentru că ea cumva nu se tăvălește în ego-ul ăla și cumva îi vine și vindecarea, adică îi vine Ba da, trezirea. ba da, ba da. Pentru că e o formă de. E o formă de, adică e o lovitură care îți vine din față ca Scăderea să te egoului. trezești, Da, descăderea da. egoului. Deci cumva chiar dacă bărbatul ar face și chestia asta, femeia ar ajunge într-o poziție unde o lovește așa de tare viața că își pune poate o întrebare serioasă, măi, ce să, adică ce e atâta material în jurul meu? Ce fac cu el? Știi? Eu mă uit la experiența mea din trecut, când eram atașat pe material. Am ajuns într-un punct unde eram gol. Mi-am dat seama, băi, sunt gol în interior. N-am niciun, adică sufletul nu mi-l simțeam de niciun fel. Știi? Și atunci a venit întrebarea, la ce îmi trebuie atâta material, că nu-i nevoie de el. Deci dacă noi am experimentat să mă atașez foarte tare de material, nu înțeleg acum, adică nu înțelegeam nici acum importanța să nu ai atâta material și să nu te atașezi de el. Deci cumva a trebuit să trec prin forma asta de să mă lovească și să mă atașez foarte tare și să vreau de toate și să le am pe toate și să-mi dau seama că nu e asta ce caut. Știi? Adică că, cred că și forma asta, că dacă ea nebunește sau dacă ajunge la nebunie. Bine, nebunie, nu vorbim de nebunia aia de spitalul de nebuni. Vorbim de Da. nebunia asta, de nu se mai înțelege ea pe ea, știi? Da. Dar eu mă gândesc la faptul că atunci când bărbatul îi îndeplinește foarte multe, 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 multe dorințe, oricât de absurde ar fi, femeia aia la un moment dat nu-l va mai dori. Și va dori să plece după altul. Sau îl va înșela, nu va pleca din casă, dar îl va înșela. Pentru că Marius zice bine ce zice, eu nu am conștientizat chiar din prima, dar după aia mi-a dat seama că femeia când are de toate, nu apreciază. Dar eu cred că nicio persoană nu apreciază când i se dă totul, chiar totul, chiar totul. Că persoana aia nu mai are pentru ce să trăiască. Ce să mai îmi doresc dacă tot ce îmi doresc mi se îndeplinește așa la comandă. Da, așa este. Adică cumva fiecare trebuie să muncim pentru lucrurile astea și să le Da. apreciem din propria experiență. Uite, ne întoarcem puțin în copilăria noastră, că am trăit-o similar, să zic. Ai văzut că nu ni se luau îmbrăcăminte, încălțăminte, tu mai ești mai mult cam după Revoluție, știi? Dar eu am trăit și perioada de înainte de Revoluție. Ni se lua doar când ni se rupea perechea de pantofi. Nu aveam două perechi de pantofi, știi? Da, nici nu Dar exista chestia asta, să ai două perechi de ce pantofi. bucurie era când îți luau o pereche de pantofi. Doamne, cum erai? Cum? Bine, creștea și acolo un orgoliu, știi? Dar creștea rar, că nu-ți lua perechile de pantofi în fiecare zi, știi? Era cu apreciere față Da, de ei. da. Era Ca cu altă. să nu mai spun că lucrușoare foarte multe se dădeau în neam. Adică dacă mai aveai fete în neam, te trezeai că purtai rochii de la ele, că știi? Se purta chestia asta. Și eram bucuroasă și pentru alea, să știi.
Și pentru alea eram bucuroasă. Le apreciam mult mai mult. Aveam o Da. mult mai multă apreciere față de ce primeam. Da. Știi? Și nu mai aveam ideea asta că ni se cuvin toate. Vezi, acum primim foarte mult, avem acces la Da. material în orice situație și cumva tot nu ne ajunge. Suntem mereu nemulțumiți că vrem mai Da, mult. da, Știi? da. Eu, da. Interesantă chestia asta. Mă gândeam și aici, dacă vrei o cafea, te-ai dus pe Uber Eats, $5 și ți-a venit cafeaua la ușă. Adică nici nu mai trebuie să te duci până la cafenea. Totul este așa de... Nu știu, e foarte bine organizat de divin să-ți arate. Uite, îți arăt că îți dau tot din lumea asta, dar nu este asta. Știi? Deci cumva Da. el acum lucrează la viteză maximă să ne arate că nu lumea asta este ce trebuie să căutăm. Deci și prin... De asta zic că jocul e minunat din ce cauză? Pentru că el, dându-ne acces la tot, nu? Cum a fost în trecut la mine, când ziceam, a, că trebuie să mă duc în vacanță, era foarte necesar lucrurile astea să fie toate aliniate. Acum am dat seama că chiar că vreau să mă duc în vacanță, mă gândesc, oare e necesar? Adică nu mai este ceva care mai este în gândirea mea că trebuie să o fac. Adică a dispărut nevoia asta să mă duc într-o vacanță. Și dacă mă duc într-o vacanță, trebuie să fie un... cum să zic, să fie ceva foarte special și ceva foarte necesar ca să mă duc. Nu mai este ca o nevoință. Este ceva Da. mai mult că este, trebuie neapărat să mă duc pentru un anumit lucru. Da? Da. Nu mai este Da. pentru plăcerii personale, mai mult pentru ceilalți, să zic. Dacă m-aș duce, este să fac ceva anume. Nu mă duc numai pentru plăcerea egoului. Nu? Da. Adică cumva căzând și nevoile astea, îți dai seama că viața e foarte simplă. Nu ai nevoie de mare lucru. Deci putem spune, cred că putem spune că materia și plăcerile omoară bucuria. Pentru că Da. bucuria care o obții în urma lor e așa de scurtă durată. Iluzorii. Iluzorie, Iluzorii. da, și Iluzorii. dispare. Temporară. Trece Da, foarte repede. Și da, vine și cu o suferință. De da. multe ori. Știi? Făcându-ți repetat bucuria, adică bucuria asta, plăcerea aia, ai văzut că într-un punct Da. nu ți se mai pare nimic interesant. Și cred că Sigur. este aceeași formă și când îi dai materii celuilalt foarte mult și exact cum ai zis tu, intră într-o stare de, cum ai zis, nu mai vede sensul vieții. Probabil că de acolo vine Da. și sinuciderea și sentimentul ăsta că nu mai vezi rostul pentru că n-ai nicio direcție în viață, nu mai poți să faci ceva. Știi? Și Da, nu-ți mai da. vezi, nu-ți mai vezi, nu mai vezi ce rost ai pentru ceilalți, pentru viață, știi? Și viața nu mai devine o bucurie. Da. Da. Da, este foarte, da, interesant tot jocul ăsta lui când te gândești la el, cum a pus el, cum pune el fiecare om în rolul care trebuie să-și le ia a doua zi, cumva cum face el setup-ul ăsta dinainte și când te trezești dimineața, te trezești cu tot felul de evenimente care nici măcar prin cap nu ți-ar trecea că le... Asta îmi place, adică... Știi ce mi-a trecut prin cap? Dar știi ce mi-a trecut prin cap? Că Dumnezeu ar putea, de exemplu, uite, noi la noi e seara acum, suntem amândoi în Canada, e seară. Deci ne putem duce la culcare cu o istorie a noastră în minte și a doua zi, dacă Dumnezeu vrea, ne putem trezi cu o altă istorie în minte. Și eu când mă trezesc să mă cheme în istoria mea, nu știu cum, să am alt nume, să am altă casă, în altă țară, în altă, alt soț, nu știu, altă familie. Deci, și noi habar să n-avem. Pentru că noi am putea. Deci, așa mi-a trecut în cap. Zic, fii atent, Dumnezeu poate să facă. Zic, și poate că a și făcut în timpul vieților noastre, știi? Păi nu, că la plecare, când plecăm Da. de aici, totul se dizolvă, rămânem cu el și când ne reîncarnăm, exact ce ai spus tu, este un split of a second, deci este, vezi, toată realitatea cum este secvențială, deci vezi s-a Da. cadat că totul se încetinește, a ajuns să dispară toți, să-ți dai seama că tu ești una cu el și după aia când te duci în următoarea viață, când te reîncarnezi, cumva când se sacadează realitatea aia, îți dai seama că deja s-a terminat aventura. Și atunci prima întrebare care îți vine instinctiv, adică ce mi-a venit mie, a fost, Doamne, atât a fost?
Doar atât a fost? Adică cumva îți dorești să te întorci în viața de unde te scoate, știi? Și atunci îți dai seama cât e de importantă viața să o savorezi în fiecare clipă, cât ești aici. Pentru că dacă tu te duci în lumea de dincolo, să zic, nu? Unde Marius spune câteodată e cam plictiseală acolo, chiar dacă vrei să te întorci în lume, știi? Adică îți dorești cumva, măi, și ceva, vreau din nou să trec prin experiența asta, nu-mi spune cine sunt, pentru că de asta îți ia și mințile, ca tu să cauți, să-l cauți încă o dată, știi? Să fie un joc pentru tine, să fie un challenge, nu? Cum se spune în română, să fie ca o, da? Și Provocare, o provocare. Și mi-am dat seama, măi, de ce ascunde el toate astea? Părinții n-au voie să spună, îi face, nu spuneți nimic. Tu să uiți ce ai făcut în altă viață. Deci tot jocul ăsta, cum îl face el, să fie foarte o provocare, dar o provocare frumoasă. Să spui mereu întrebări, unde este Dumnezeu, știi? Și mi-am dat seama când mi-a venit chestia asta ca experiență, anul trecut, cât e de rapidă, cum ai zis tu, trecerea asta în alt personaj, cât de repede se face. Dacă este să te reîncarnezi, deci am văzut efectiv ca Cartea Minunilor se deschide ca o carte și tu intri în foaia cărții și tu atunci realitatea ei de fapt intri direct și ți-o proiectezi și intri în proiecția aia pe care el ți-o dă. Deci e foarte rapid, noi de asta zic că trebuie să ne bucurăm de viața asta. Fiecare clipă să înțelegem că este Uite, că e un spuneai tu dar. de ce, când ai zis tu, de ce, că noi nu știm ce vom trăi și când ni se ascunde și cu toate că e scrisă istoria dinainte. Știi, e ca un escape room. Cred că ai încercat escape room-ul? Sunt niște jocuri acum foarte, te duci undeva și te bagă niște camere. Jocuri de oameni mari sunt, știi? Și poți să intri în echipă și acolo ai de găsit niște ți se dau niște hinturi, știi, să găsești niște chei, să deschizi niște uși ca să ieși exact ca cum erau pe calculator jocurile, știi? Așa e și viața noastră, știi? Că dacă te-ar băga în escape room-ul ăla și ți-ar zice dinainte tot, n-are niciun farmec, știi? Cum zici, te duci acolo, face ce farmec? Așa tu nu stai și spui capul la contribuție și te duci și te întorci, te construiești și cu ăla, că intri mai mulți. Cam așa vine, știi? Și ai mai zis ceva mai devreme, care și mie mi-a apărut în vis, când eu eram într-o barcă, într-o lundre, și treceam o apă. Era tot un întuneric în jurul meu, dar eram conștientă că sunt în barcă și că barca se mișca foarte lent. Eram foarte liniștită în bărcuță acolo, parcă nici nu-mi păsa, știam că cineva conduce barca aia, știam exact cine conduce barca. Și foarte rapid am ajuns pe malul celălalt, unde era lumină. Și m-am dat jos din barcă și am zis, asta a fost tot? Știi, de asta zic. Ai văzut sentimentul ăla? Da. Îți părea rău cumva că s-a terminat Nu, e aventura, din nu? contră, nu. La mine a fost cu sensul că, adică atât a trebuit să fac, asta a fost Atât. lăsarea pentru care eu m-am zbuciumat toată viața și nu știu ce. Adică asta a fost tot misterul, toată, Dar știi? ți-a părut fără sens așa, Cum adică o viață parcă. întreagă să stai să te Da. bați cu unul și cu altul, să plângi, să mucești, să eu știu ce să faci, ca să-ți dai seama că de fapt e un lucru atât de mic, știi? Da, Asta apropo de da. ce zice Marius mereu. Păi, atât de puțin, el săracul, cred că se crucește, știi? Când ne vede pe noi, cum ne zbate și asta, el se crucește, lui se pare atât de simplu, știi? Și nu e atât de Păi wow. cum e și Dumnezeu, adică și el la fel face probabil, râde în hohote, se spune, măi, poate te prinzi de jocul ăsta cumva, ați trimit tot felul, știi cum ai zis tu, că e peste tot și se ascunde și vrea și te lovește, asta el zice, haide odată, prinde-te și tu, haide, dă-i drumul, știi, cumva, Și noi suntem ca aia la Baba Oarbă, așa, știi? Bâșbuim, așa, știi? Da, Și... vezi bine, da. Și Da. când îți dai seama că e un joc, Doamne, îți vine să râzi, că zici, nu știu, ce chestie, câte bătaie de cap, câte lucruri am luat-o personal și am luat-o și m-a strofocat și m-a ținut, știi? Când e doar un joc, când tu ești Când nici ăla măcar... de lângă, fii atent, o luăm personal, când ăla de lângă noi Da. vine să ne dea hintul, știi? Da, Și noi să dăm ne drum dea și du-te darul. de aici. Da, și îl Știi? împingem și îl refuzăm și el... Deci el Că noi vine să vrem să ne mai ne tăvălim ajute. puțin. Ne ajută să ne prindem de joc mai repede. Asta face Da. fiecare. De fapt, vine să ne mai dă câte un hint, exact, câte un mesaj.
Da, el Da. vine să țină oglinda, ia uite-te mă, uite-te aici, uite pe... Și tu îi spargi oglinda lor, du-te mă de aici, știi? Da, Da. suntem cumva caragioși așa, dar ăsta e farmecul, cum ai zis și tu, Dumnezeu se distrează prin noi, se distrează și prin noi, ne vede și din afară, dar și dinăuntru și se... El chiar se distrează de minune cu noi, știi? Dar cred că cea mai mare bucurie este să te prinzi că ești în jocul lui. Adică cumva să te detașezi de jocul ăsta, să nu mai devii personaj, să observi toată scena asta cum se întâmplă în fața ta și tu nu mai ai rolul personajului, tu ești în culise cum ar veni și vezi jocul Da. și decizi tu când vrei să mai experimentezi ceva. De fapt, ești conștient, știi că dacă faci anumite lucruri din potrivirii a jocului, automat ai să iei rolul personajului. Da. Știi? Pentru că noi intrăm în Matrix de fiecare dată când ne împotrivim la jocul ăsta. Cu cât suntem Da. mai detașați și înțelegem că el le face pe toate, până și viața ta el o decide. Până orice lucru este a lui, când înțelege asta în profunzime, că Da. viața ta nu este a ta, corpul tău ăsta nu este a tău, casa ta nu este de fapt a ta, este a lui. Deci când totul îi pui pe numele lui, al lui Dumnezeu, atunci tu te Da. detașezi din Și realitatea a asta. tău Pentru ăsta nu există, știi? a tău nu există, că nu mai Da. există a tău, există a Da. lui. Bă, dar știi cum suntem noi, prieteni? Suntem ca niște nebuni. Niște nebuni, știi? Care au Bun. găsit ei o casă în care locuiește cineva, știi? Și noi Da. zicem, bă, e casa mea, știi? Casa mea. Da, tu mă, e casa mea, ce ești nebun? Ăla zice, nu mă, nu-i casa ta, mă. E, nu-i casa mea, ce vorbești, mă? Da, cam așa suntem, da. Da, La, foarte, la, foarte. lasă, lasă lumina, te rog. Da. Da, și referitor la ce începusem noi, da, ideea e că trebuie să ajungem la îngăduință, îngăduință maximă și asta e, știi? Cam asta e tot ce se întâmplă și tot ce... Da, și cum ajungem la găduița asta? Uite, când ne prindem așa, Marian, ne prindem că am intrat în casa lui cu forța, știi? Când ne Deci, prindem și că noi ne luăm, de fapt, de locatarii din casă, știi? Că sunt locatarii în casa aia și noi ne luăm de ei. Îi spunem, bă, ce căutați voi aici? Păi ce cauți tu mă aici, știi? oare nu ne prindem de joc când din eu îi lăsăm lui toate lucrurile? Păi tocmai, ne prindem de joc, Conștient? da. Și Că realizăm că el e peste tot. deveni mai îngăduitor pentru că ne dăm seama că nimic nu ne aparține, inclusiv cei care vin din față. Adică nu avem nicio autoritate asupra nimănui. Da. Că n-are rost, știi? Nu are rost, pentru că știm Da. că dacă facem ceva împotriva legilor divine, dacă cumva trecem linia aia și vrem să ne luăm ca experiență, automat vine și suferința, pentru că am încălcat jocul lui, nu? Adică am încălcat jocul regulii, adică regulile jocului, nu? Da, Conștient. da, da. Și atunci ne luăm rolul de personaj. Și dacă tu ții Da. un rol de personaj, asociezi cu ego-ul, nu? Că tu îți trebuie Da. un ego ca să intri în personaj. Nu poți să intri așa de capul tău, nu? Așa e. Adică îți Da. asumi, adică cum spune Marius, cum se spune chestia asta, că te Identifici. identifici, exact. Da, Deci tu te da. identifici cu masca, conștient, Da, intri în da. jocul ăsta dual și atunci urmează experiența, adică urmează împotrivirea la joc, cumva, da? Da. Adică omul care o să-ți vină din Da. față o să-ți vină cu împotrivirea ta la jocul lui, cum ar Da, veni, da. știi? Și atunci, dacă nu te miri că el e de fapt o creație a interiorului tău, adică împotrivirea ego-ului tău, Da. îl accepti și îți accepti și rolul și atunci ieși din joc, Da, intri în culise da. iar, știi, și făcând mecanismul ăsta cât mai des, îți dai seama că e doar un joc. Cu cât conștientizezi asta mai mult, cum e la Da, mare, știi că da. e un joc, adică lasă pe toți să fie cum sunt fără să intri în jocul ăsta, pentru că el știe cât e de minunat și numai Dumnezeu schimbă rolurile și Și de face asemenea toate știe astea. cât e de periculos să intri Știi în cât e de joc. Da. periculos, pentru că dacă, adică îți asumi, dacă Asum.
Da. Când intri în joc, asumă-ți că a fost alegerea ta ai goalului să Da, intri în joc, da, știi? da, da. Și probabil că se ajunge într-un punct unde îți dai seama că nu vrei să joci când vrei. Dacă vrei să o faci ca o experiență sau ceva fun așa, intri în joc și îți faci jocul. Când vrei să ieși, ieși. Adică nu mai este... Și nici că ești în dual sau nu ești în dual, nu mai contează. E doar un Da, joc și da, îți da. alegi tu când vrei să fii personaj. Vrei să fii astăzi personaj? Perfect. Știi ce ai de făcut. Da. Cumva, cumva cred că asta este cheia, știi? Cheia și lăcata, cum zice Da. Florentina. Deci cumva Da. îți conștientizezi rolul de personaj. Și când ești personaj și conștientizezi că ești personaj în jocul lui, atunci Da. știi, ai și utilurile, ai cheile, cum să, ori să stai în personaj dacă vrei să experimentezi, Da. ori ca să ieși din joc. Da. 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 Și atunci normal că se pare funny. Că nu mai este, nu mai este mare logaritm de făcut. Trebuie doar să nu împarți în bine și rău. Cum n-ai Da. împărțit în bine și rău, atunci Exact. știi sigur că ai ieșit din dual, pentru că nu mai exteriorul nu mai... Noi, de fapt, când ne poziționăm, automat luăm rolul unui personaj. Dar și dacă împărțim în bine și rău, avem și aici o cheie, știi? Că venim imediat, putem să venim cu egalarea, cu inversul și să anulăm totul. Adică avem Să chei anulăm pentru orice, numai pentru orice. să le folosim și să nu umblăm doar cu ele la brâu, așa, știi? Să... Că le-am auzit, da. Să le Da. folosim, exact. Da. Că se mai întâmplă să împarți, uite, sau fără să vrei, când vorbești în dual cu alte persoane care împart, știi, te ia valul, mai împarți, dar atunci imediat vii și, sau când împart persoanele ca să nu creezi tu program pentru tine, vii cu egalarea și s-a terminat. Da, și știi ce minunat? Că din marile vorbăreți care eram înainte, nu mai vine să vorbesc. Da. Sau îmi vine să vorbesc numai despre lucrurile astea și cum nu am cu cine. Nu am cu cine, păi nu prea am cu cine. N-ai, Așa, mi-a mai n-ai. venit o conștientizare azi. De ce ne dispar prietenii? Din cauza că și-au încheiat contractul cu noi. Păi da, ei și-au îndeplinit misiunea, nu? Misiunea. Și cu cât ai mai Da. puțin prieteni, cu atât mai bine. Înseamnă că tu ești mai mult cu Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu ăsta e un Dumnezeu gelos, am observat. Adică dacă nu stai cu el foarte mult timp, te atenționează. Băi, sunt aici, știi? Adică el vrea să-ți petreci foarte mult timp cu el, Da, cumva. da, Adică da. cumva să te conștientizeze mereu că este jocul lui și este lumea lui. Și Da. atunci tu când îi dai, cum să zic, foarte multă importanță și cumva stai cu el ca un prieten cât mai mult, cu atâta și el se relevă mai mult în realitatea ta. Adică îți arată conștient că, uite, sunt cu tine pentru că și tu cumva îmi dai atenție. Mă bagi pe mine în seamă, înțelegi că eu fac jocul, știi? Da. Adică cumva, știi? Atenție ce înseamnă? Atenție înseamnă să lași tu totul, să nu mai te apuci tu să faci nici planuri, nici să găsești tu soluții, nu știu ce, ca să-l poată el să intervină și să-și facă rolul pentru care el s-a pregătit. Da. El oricum o face. Chiar O când face. tu, el o Da. face continuu, că tu vrei sau nu vrei, că ego-ul Da, tău vrea să da, spună. El da. oricum o face, dar, cum ai zis, dacă nu-l lași prea mult, o să te atenționeze cine este Da, îți pune tăticul. piedică, îți dă după Spune, ceapă. îți dă lopeți la Da, greu da, da. să te potolești. Da. Da, Și așa e. interesant, da, interesant cum e tot setup-ul ăsta făcut, știi? Da, Și da. cât, ce putere ne dă să schimbăm exteriorul când îl lăsăm să fie așa cum este. Adică avem puterea asta când ne lăsăm, am observat, asta este cea mai mare putere care avem. Când te lași, cum Da, zice mai ales, când da. te lași, efectiv, de fapt, îl lași pe Dumnezeu să aleagă cea mai bună variantă pentru el. Asta se întâmplă, de fapt, în spate. Deci noi când ne Da. lăsăm, nu este că ne lăsăm ca proști să ne lăsăm în fața unei situații. Nu, noi facem gol, dăm întâietatea lui Dumnezeu să facă ce vrea. Asta se Suntem întâmplă. Și atunci, conștienți de asta. Da, conștienți, și da. noi observăm chestia asta, el chiar ia cea mai bună, alege cea mai bună variantă, cu cea mai puțină suferință. Da. Da. Și Nu? noi am mai descoperit o cheie pe care noi o folosim, eu zic că cu destul succes. Când ne dezechilibrăm, știm că suntem așa în grupuri, stăm în grupuri și știm că alții sunt acolo să ne susțină, știi, și să venim să spunem, băi, uite,
parcă alunecă acum, știi? Și sunt lângă noi să ne dea mâna, să ne ajute, să... Important e ca noi să nu refuzăm ajutorul, să înțelegem că e normal, știi, să mai și alunecăm la urma urmei, pentru că face parte din procesul de învățare. Cele mai multe lecții eu din căderile astea le-am luat. Nu, n-ai cum numai din teorie. Teoria e frumoasă, e... dar vine și examenul practic, știi? Da. Da, și când picăm, da, e ideal să ne amintim că, uite, sunt oameni care stau lângă noi și chiar vor să ne susțină. Și chiar că nu picăm, este important să stăm împreună, pentru Da. că numai împreună reușim. Sigur. Eu și Să eu ne cred la reamintim fel. mereu, să ne reamintim Da. mereu de Dumnezeu, pentru că noi reamintindu-ne devine un comportament normal. Nu mai este Da. ceva care, nu mai uităm de lucrul ăla, pentru că noi amintindu-ne mereu, și de asta facem și înregistrările astea, când stăm în energia asta, o preluăm în subconștient cumva, adică Da, da. se schimbă cumva interiorul, pentru că tu cumva îți reamintești de divin mereu și atunci ți-e mult mai ușor să faci acceptare și în viață, pentru că Da. tu conștient începi să lucrezi pe alte programe, lucrezi pe altă frecvență, lucrezi pe altă realitate. Da. Deci, ideal ar fi, adică ca un, nu un sfat, e mai mult ca din practica O noastră sau sugestie. fiecare, ca o sugestie celorlalți, să vină în binarii cât mai des, că o să-și dea seama că și în binarii, când intră și când se vulnerabilizează și spun exact ce au de spus, anumite programe se șterg din subconștient, chiar dacă poate pe binarul ăla nu este un program anumit, dar alte programe se pot șterge. Deci e fantastic. Da, Vulnerabilizarea asta, eu zic că este cheia cheilor, pentru că tu când te vulnerabilizezi, te deschizi, nu? Ca să cumva să ștergi anumite programe. Adică și eu m-am trezit de multe ori într-un binar, vorbim despre un anumit subiect și mi se șterge un alt program de pe neam din altă chestie. Și am zis, da. opa, cum s-a șters lucrul ăla când nu s-a discutat despre el și mă trezesc că de fapt nu mai am comportamentul ăla deja. S-a schimbat în interior. Da. Mi s-a schimbat viziunea despre un alt om care efectiv nu avea nicio legătură cu binarul. Dar faptul că am stat în energia aia, noi pe fundal noi nu știm ce face divinul. Da, Știi? da. Că el șterge foarte multe programe din cum să zic, din dorința asta să îi ajutăm și pe ceilalți să fim vulnerabili, să ne expunem exact cum s-au întâmplat, pentru că foarte, foarte, noi învățăm numai din experiențele personale. Deci am observat, eu cel mai mult învăț nu din teorie, învăț din când aud un alt suflet care a avut o experiență similară cu a mea sau cu ceva care pot să practic sau care are o similitudine și atunci automat din conștientizarea celuilalt, eu numai faptul că am conștientizat ce a făcut și am o idee despre ce se întâmplă, divinul meu o să-mi dea o situație similară ca să pot Da. să fac o similitudine cu experiența lui ca să o înțeleg. Și noi, de fapt, în viața asta, noi trebuie să înțelegem că nu trebuie neapărat să faci anumite experiențe, numai să conștientizezi în interior anumite lucruri. Da, Aia să este, de nu le fapt. mai împarți, să le pui etichetele alea de rău, Da. știi? Sau de... Uite, mie mi s-a întâmplat, fiind în binare, și numai ca susținător. Ca susținător, să vină o persoană în față care să spună un program pe care eu ziceam că n-are de-a face cu mine, bă, nu l-am întâlnit în viața mea, nu e de cu mine, și apoi să-mi dau seama și să realizez că eu, persoanele de genul ăsta despre care era vorba acolo, eu nu le înghițeam înainte. Le găseam așa, niște outsider, știi? Adică, fie la voi, nu la mine, știi? Da, Nu-mi dați mai da, multă da. să duc. Știi? Și pe urmă mi-am dat seama că s-au șters, că eu cu persoanele din categoria respectivă, eu nu mai am absolut nicio problemă. Le-ai acceptat. Faptul Pentru că că le-ai am acceptat. acceptat, da. Și am privit cu acceptare tot ce s-a povestit în binar, nu am judecat absolut deloc, pentru că noi, până la urmă, noi conținem, cred că, toate programele. Nu cred. Toate. Nu Da, există un program care toate, să nu-l avem. Da? da. Nu cred, Poate noi al este nostru l-am făcut noi personal, nu e dar acum, cei dar din cine spate, știe? Vai, da. dacă stau să despăduchesc pe bunic mea, sunt sigur că găsesc niște lucruri care nici măcar nu le găsesc la mine, dar Da. sunt pe neam. Sigur. Adică, cred, de ce sunt toate programele? Pentru că
dacă noi suntem una cu el, nu? Păi el își ia orice manifestare. La Da. asta mi-a venit. Cumva dacă noi suntem una cu el și el este suma tuturor manifestărilor, cum putem să spunem că noi nu avem toate programele în interior? Da. Nu? Sigur. Păi. Poate nu le vedem vizibil, dar el... Cine știe câte mii de încarnări am avut, nu? Da. Dar tu vezi ce proces este ca să înțelegem că nu putem să împărțim? Adică un lucru așa de simplu, Da. ca să ajungi la simplitatea asta la care Marius a ajuns, pentru că și el a zis, mi-a luat ani de zile să înțeleg lucrurile astea. Adică el, cu toate că a venit cu, cum să zic, cu informația asta că trebuie să nu fugă de suferință și să aleagă suferința, i-a luat ani buni de practică serioasă ca să ajungă la înțelegerea că el este în tot și în toate, dar nu numai asta, nu poți să împarți în bine niciun fel de Nu, nu, împărțire. nu. Asta Nu? cu că Dumnezeu e în tot și toate, i s-a relevat la 2 ani. Da. Când Da, a dar nu fost a... scena cu, ca și spus, și de ce mi s-a luat? A venit cu cea mai importantă ramură, cea mai zguduitoare, că Dumnezeu e în tot și toate. Așa se începe, cu idealul. Știi, așa explică el, cu situația ideală se începe întotdeauna. Și de ce la 2 ani? Că la 2 ani copilul nu se sperie de nimic, el cred că vede multe în fața ochilor care noi habar n-avem. Și adică, dacă ni s-ar arăta nouă acum, păi cred că eu ziceam aș albi, da, sunt deja albă, dar cred că am fugi, am face ceva, știi, ne-am speria cât am fi noi de oameni maturi, știi? Da, Deci el pentru că știa asta. că Dumnezeu e foarte impunător cumva când îl vezi, Sigur. Îl e foarte, recunoaștem, îl recunoaștem că recunoaște și ne e frică, creatorul, știi? ne frică cumva, pentru că știm Cum că să ne-a nu? creat, Da, știi? Și cum să adică nu? știm că suntem la șef, știi? Da. Dar nu de o frică că ne face el ceva rău, nu, este o frică că nu știi ce poate să aleagă pentru sufletul tău, adică Nici cumva... nu, eu nici nu cred că pot să-mi explic, dar o frică tot e, știi? Eu cred că e Da. și instinctuală, cum ai văzut, zicea și Marius, când au mai apărut fel și fel de viziuni sau nu știu ce, zice, tendința e să fugi. Să fugi, că unde să fugi, nu știi, că oricum ele peste tot, că da, să fugi, știi? Asta Da. e mai haios, să fugi. Unde să fugi, știi? Mie mi-a părut că era, deci când era cu scena cu avionul și cu turbina aia de avion, când mă trăgea în supa asta de fericirii, mi-a părut că el era pe fundal undeva, în spatele scenei, dar era gigant. Și când spunea ceva, se rupea pământul în două, cum zicea, că se înclinea toată creația. Deci, Toate blocurile. cumva nu știi care era Da. următoarea frază care ieșea. Și, de fapt, noi probabil că fugim din măreția lui și de puterea lui cât e de infinită, adică cât e de Da. impunătoare pentru creație, știi? Că de asta el spune, că dacă vrea să schimbi jocul acum, el schimbă toată lumea asta, știi, într-o secundă. Adică Da. poate să ia toată realitatea asta, să o sucească cum vrea. Și noi, când înțelegem puterea lui și cum cumva suntem în jocul lui, atunci nu mai avem nici tendința să intervenim peste ceilalți, Da. știi? Adică intervenția asta nu mai o faci așa, o faci foarte conștient că vine cu o factură groasă. Și cu cât conștientizezi mai mult, cu atâta factura e mai groasă, că am văzut. Ultima dată când am intervenit cu fratele meu, era să-mi rupă mâinile. Deci, cumva, nu mai fă lucruri care le înțeles. Adică nu trece linia, cumva. Spune, Da, nu-mi da. încerca mâna, că te duc în niște situații care nu o să fie prea confortabile. Cumva, chiar Da, că e da. jocul lui, chiar că ești personaj, chiar că este în tine, cumva te atenționează. Ai grijă cu anumite lucruri, că dacă tu înțelegi anumite chestii, joacă pe noile reguli, joacă pe noile înțelegeri, cum ar veni. Da. Așa Nu? este. Da. De asta și vedem că ne vin imediat facturile. Cum am scăpat? A venit faxul, știi? De fapt, da. Da, da, Și da. tot o formă de iubire. Ne atenționează, adică Da, de da, el, adică da. tot ne ține de mână ca să ne arate, măi, dacă tot acum mă conștientizez că decât nu te mai juca cu focul, adică lasă-le pentru Da, alții, adică da. fă-ți lucrurile care le-ai de făcut, Când ai știi? aflat că ești ființă divină, tot acolo vrei să te duci și Da, tot să te da. bagi în noroi, știi? Da. Da, dar e minunat și așa și Uite, factorul de mi-ai luat groasă. vorba, exact asta voiam să zic. E minunat și factura Da. groasă, știi? E minunat, da. Ce să facem? Da.
Marian, ce zici, ne oprim aici? Da, cum vrei și tu, nu Da. știu, n-am interesantă discuția, am zis, din ce în ce mai clară chestia asta că e jocul lui. Și apoi, uite, cum zice și Marius mereu, de câte ori fac înregistrări cu el, noi vorbim pentru noi. Pentru noi. Așa, Da. ca nebunii, știi? Ne adunăm, ne registrăm și vorbim ca să ne reamintim lucrurile astea, să ne le Da, și mentuim mai bine. oricând putem pica și fiecare picare e Da, sigur. perfectă și ea, și Da. îmi dau seama că nu este niciun model de urmat, nu? Și Nu, nu. orice se poate întâmpla oricând și să ne Da. bucurăm de cine vine. Atât. Adică să nu proiectăm nimic. Da. Să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Da. 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 Mai pățesc și cu Marius, tot așa, când povestește el, când vorbește, știi, rămân așa pe gânduri și, și el zice, hai să mai citim și parcă mă trezesc așa, zic, ok. De multe ori și uit unde rămânem, știi? Nu mai ești pe nicăieri, nu? Nu, 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 nu. Ce cât e de frumoasă senzația asta. Da. Că nu te La, mai... îl ascult, dar nu numai cu urechile, știi? Cu totul, cu toată ființa, știi? Dispare cumva, Rezonez. dispare corpul, dispare Da, forma, da, da. dispare masca, dispare Da. tot. Rămâi una cu vocea lui, Da, cumva. da. Și tu când vorbești, eu l-aud pe el, pe Dumnezeu, și probabil că și la tine e aceeași senzație. Sigur. Pentru că dacă tu Da. ești oglinda mea, tu simți exact ce simt și eu acum. Da, sigur. Da. Știi? Și cât e de minunat să nu te mai... să te vezi pe tine în celălalt. Asta este, cred că, secretul jocului. Cumva Să te să nu te mai recunoști vezi, în oglinda să te... care ți-o arată, știi? Da. Să nu te Da. vezi separat de celălalt. Da. Mi se întâmplă des chestia asta cu oamenii, să intru cumva în sufletul lor, adică să mă văd una cu ei și să nu mă mai regăsesc pe mine. Știi? Adică nu te mai regăsești. Zici, băi, pe unde ești? Unde te-ai rătăcit? Da, uite, eu arăt și așa, și așa, și așa, știi? Da. Îți iese în față. Și la un moment dat nu mai arăți niciun fel. Doar ești. Da, doar sunt. Da, Doar sunt și atât. doar sunt. Perfect cum sunt. Da. Sunt perfect. Da. Mulțumesc, Ileana, Da. mulțumesc Mulțumesc foarte și eu, mult și Marian, pentru să... energia asta. Da. Da. Și sperăm, sau nici nu sperăm nimic. Dacă e de folos cuiva, bine, dacă nu, e la fel de perfect. Da, noi Este... repetăm pentru noi, ca să nu uităm, că uite, se Să nu întâmplă și uităm. să uităm. Da. Da. Și minunat și uitatul ăsta. O să luăm de la capăt tot, dacă este, și Da, da. ne reamintim de el într-un fel, nu? Adică e minunat și uitatul, sau orice acțiune pe care el o ia, este aleasă Are un special, rost. să are un rost, Da, nu? da. Da. Bine, Maria. Super. Bine. Mulțumesc din suflet, Și eu dar îți o seară mulțumesc. bună, o noapte bună îți doresc. Noapte bună și la tine. Bine, la revedere! La revedere.